Aplauze furtunoase pentru fenomenala și minunata Andreea Violeta Marin! Nu-mi vine să cred, efectiv. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Am fost șocată, marcată, uimită să o văd pe Andreea Marin aici, în platoul Ai Umor. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Venise Madonna direct! Păi, bă, cam așa e. Adică e o legendă. Surpriză? Surpriză. Ce să zic, îmi place să particip la show-urile mari cu idei fabuloase. Am venit la Ai Umor pentru că din când în când trebuie să mai fac și excepții. Nu prea m-am mai uit la televizor, trebuie să recunosc. Bănuiesc că tu ești Mihai Bendeac. Să rămână, îmi pare bine. Glumesc, mi s-a spus că tu ești. Dragul meu, ai reușit în televiziune, ai reușit în teatru. Ce să-ți mai spun? Pentru toate astea n-am nicio explicație. Am vorbit cu mama ta și mi-a spus că atunci când erai tu mic, tatăl tău credea că n-ai nicio șansă ca actor. Ce vizionar, tatăl tău. Să-l pup din partea mea, te rog mult, da? Bine, acum, în televiziune nu-ți trebuie neapărat mereu vreun talent special și tu ai demonstrat asta din plin. Glumim, dar tu simți că eu, de fapt, te admir foarte tare. Sunt convinsă de asta. Ți-am urmărit, de altfel, și serialul Băieți de Oraș. Mă rog, primul episod. Bravo! Din toată inima, bravo pentru el! Bravo, domnule! Îmi datorează 45 de minute din viață, să fie clar. Nu, e doar o glumiță. Tu chiar m-ai făcut să-mi doresc lucruri ce nu știam că mi se pot întâmpla. De exemplu, să aștept cu nerăbdare publicitatea. Delia, te ador. Tu, spre deosebire de multă lume de aici, ești un om cu un suflet mare, bun, ești o fată foarte generoasă, ajuți oamenii nevoiași, oamenii cu probleme și am simțit asta la concertul tău, atunci când a intrat pe scenă și Nic, fostul tău partener. Dar nu putem spune absolut nimic rău de el, știu asta. Are categoric o calitate profesională desăvârșită, am aflat asta de la o prietenă care și-a renovat de curând balconul, glumesc, și-a renovat sufrageria și i-a făcut-o foarte bine. Felicitări să-i transmiți asta. Delia, eu mi-am schimbat culoarea părului pentru că tu mă inspiri, să știi. Mă uit la tine, te văd cu părul ba verde, ba albastru. Vreau să știi, am vrut să vin aici, din tot sufletul, să spun că tu ești modelul meu atunci când merg la coafor. Serios, îi arăt doamnei poza cu tine și zic, oricum, dar așa, nu. Îmi place însă, îmi place că ai curaj, că uite, porți și haine bărbătești, am văzut că te îmbraci cu trainingurile soțului tău. E normal să iei pe tine haine cu 4 numere mai mari, în moment ce mănânci 4% din producția de porumb a României. Mănânci orice, mănânci continuu și ești la fel de frumoasă. Mă scoate din sărite, domnule, Delia asta. Cum e posibil? Dai compliment. Aici, da. Eu cred că te consumă nervos foarte mult emisiunea asta, altfel nu văd cum reușești să rămâi la fel de slabă și de frumoasă. Aș fi vrut însă să încerci și altceva în televiziune, dacă ai fi putut. Nu știu, te-am urmărit numai în juriu, da? Pe de altă parte, înțeleg, îți place să stai la masă. E firesc. Te ador, Delia, dincolo de toate, și îți spun asta chiar dacă nu e așa. Fii atentă deja. Ca să înțelegi corect ceea ce spun eu. Astăzi, te rog, întoarce totul cu susul în jos. Da? Chelu, despre tine pot vorbi numai la superlativ. Dar noi îți cunoaștem de mult, doamnă. Lucruri extraordinare am de spus, dar le voi spune cu o altă ocazie. Eventual la o gală cu o tematică legată de... legată și anesteziată.